Acest program este susținut de Aqua Carpatica, gustul purității. Bună dimineața tuturor și bine ați revenit la Matinal. Începem o nouă zi împreună și bineînțeles că avem nevoie și de informare, așa că Valentin e alături de noi. Bună dimineața! Bună dimineața, George! Păi măcar informare, dacă n-am avut cafeluță astăzi, măcar de informare să avem parte. Și să ne informăm și asupra culorii pe care o port eu astăzi, ce este? Este vișiniu, okay. Într-adevăr. Trebuie să fim de acord asupra faptului că este vișiniu. Inițial eu am spus roșu, pentru că ți-am zis că n-am băut nici cafeluță, nici n-am dormit foarte mult aseară și uitându-mă așa la prima vedere, dacă te vedeam de departe și mă uitam așa de la distanță, de departe vezi de aproape. Da, dar okay. Și vișiniul, dragilor, nu este cumva roșu cu un pic de negru? Vișiniu e vișiniu, mai ales dacă ești rapidist. Dar nu sunt. Noroc că nu sunt. Vreau să-ți arăt un super scandal. Absolut delicios. Se pare că se alergau Tom și Jerry în Parlament și o joacă versus Simion. Și am zis eu că lipsea cineva. Doamne, deci îmi frec mâinile. Sunt încântat maxim. Haideți la știri, dragilor. Apar noi detalii despre tânăra care ar fi fost abuzată sexual de doi membri din Partidul AUR. Dovada care răstoarnă ancheta este documentul medical primit de familia fetei după consultul adolescentei. Fostul senator AUR, Rodica Boancă, se implică în scandalul de viol, criticând dur partidul din care a făcut parte și sprijină familia victimei prin toate demersurile posibile. Documentul medical a fost prezentat în exclusivitate la emisiunea În umbra știrilor, prezentată de Rafaelo Varga și Oana Lovin. Senatorul Rodica Boancă critică dur acest caz revoltător al fetei. La finalul emisiunii a trimis documentul în redacția Metropola TV, în care este scris negru pe alb că fata a fost agresată sexual. Nu este un presupus viol. În certificatul pe care l-au primit de constatare doar de la UPU, de la unitatea de primiri urgențe unde s-au prezentat, urmează să iasă și certificatul de la IML. În urma primului control s-a notat clar acolo că este agresiune fizică și viol. Iar situația este cu atât mai gravă cu cât acest viol se încearcă a fi mușamalizat. Senatoarea critică dur fostul partid și îi numește pe colegi misogini care nu respectă femeile. Școala politică de vară a AUR a început joi la Constanța, în cadrul căreia a avut loc lansarea organizațiilor de tineret, studenți și femei. Situația în care ea se află nu este, adică cumva este un cumul de probleme. Se pare că nu doar, dar asta urmează să se definitiveze prin poliție, să se ancheteze, se pare că nu doar acolo la Constanța este problema, ci și aici la Slobozia, în ceea ce privește atitudinea coordonatorilor și a celor care au rămas în faimosul AUR, unde este plin de misogini și de oameni care nu pun preț pe femeie și pe ce reprezintă ea. La câteva zile de la tragicul eveniment, unii membrii de partid spun că în toate cazurile de scandal în care au fost implicați politicieni AUR, au fost dați afară din partid. În acest moment, membrii implicați în acest scandal sunt suspendați din partid și așteaptă decizia finală din partea poliției. Dacă, Doamne ferește, se confirmă că a fost, poate nu viol, dar act sexual cu un minor, din punctul meu de vedere, este la fel de grav, la fel de, cum să spun, lipsit de orice fel de decență. Nu poate exista om politic care să facă așa ceva și să rămână nepedepsit, sau om care vrea să facă politică și să fie nepedepsit.
Vă reamintim că minora de 17 ani acuză că ar fi fost agresată sexual în stațiunea Olimp din județul Constanța. Totul s-ar fi petrecut chiar într-o cameră de hotel unde se desfășura o școală de vară a organizației de tineret a Partidului Aur, care a avut loc în weekend. Tânăra a declarat faptul că în cursul nopții a consumat mai multe băuturi alcoolice împreună cu acele persoane. În momentul în care s-a trezit dimineață, aceasta a declarat că are dureri în zona inghinală și urme de sânge. Scandal uriaș în Parlamentul României între Diana Șoșoacă și George Simion. Liderul Aur a venit să strângă semnături pentru moțiunea de cenzură împotriva lui Marcel Ciolacu, moment în care Diana Șoșoacă a intervenit și a cerut să părăsească sala. Ambii erau live pe rețelele de socializare și și-au aruncat cuvinte grele. Ce căutăm asta? Violatorii. Cum a venit în Senat să apere violatorii? I-am trântit o declarație politică azi, o să-și o ducă în spate. E posibil. E o minciună? A sistemului, da. Da, e a sistemului, dar nu vi se pare anormal ca doamna, membrii dumneavoastră să acuze o fată de 17 ani că ea e vinovată că membrii dumneavoastră au violat-o? Chiar să ne terum nouă! Ce să semnezi, mă? Cine ești tu mie să-mi dai tu mie ordin? Apărătorule de violatori! Urlete au răsunat astăzi în Parlamentul României. George Simion și Diana Șoșoacă s-au jignit ca la ușa cortului în sala Senatului. Președintele Partidului Aur a mers să adune semnături pentru a da jos guvernul Ciolacu și s-a intersectat cu fosta colegă de partid, Diana Șoșoacă. Liderul Aur i-a cerut senatoarei să semneze, însă aceasta nu a vrut și a început să-l critique dur pe Simion în scandalul în care este implicat partidul, după acuzațiile de viol și i-a cerut să părăsească sala. Deci nu semnați? Dar cine, cum vă permite moțiunea? Să acuzați o fată de că ea e vinovată, că voi ați împătat-o și ați violat-o? Doamna senator face ce știe ea. Dacă nu vrea să semneze. Dacă nu vrea să semneze. Au violat o fetiță de 17 ani. Nu erau membri AUR, doamnă, mai informați-vă. Cum este posibil să veniți să stricați aici ședința senatului? Am stricat ședința. Membrii dumneavoastră au violat o fetiță. Doamnă, eu vă respect, nu mai tipați așa. Lucrul ăsta. Nu vă e rușine! Doamne, nu vă este așa, rușine! Plecați afară din Senat, că aveți treabă la deputați! Doamne, nu mai munciți! Noi strângem semnături pentru moțiune! Lăsați că aveți membri care strâng! Lăsați circul și mizeria! Haideți, vă rog frumos, ieșiți afară! Vă rog frumos! După circul monstru dintre cei doi parlamentari, care a durat minute în șir, George Simion nu s-a oprit aici. În timpul unei conferințe a ținut să îl întrebe pe unul dintre membrii partidului USR dacă a consumat substanțe ilegale. Bănuiți că e drogat? Sigur? Și că ați fi drogat, așa susține domnul Mina. Domnul Benga, ați consumat? Președintele AUR, George Simion, a mai susținut astăzi că s-a făcut o anchetă internă în partid în cazul tinerei de 17 ani care a spus că a fost violată la școala de vară a partidului. Combaterea evaziunii fiscale din țara noastră este pe lista de obiective ale Parlamentului. Șeful executivului spune că țara noastră are cea mai mare evaziune fiscală din Uniunea Europeană, peste 10% din PIB. Premierul Marcel Ciolacu este hotărât ca, prin noile măsuri fiscale pe care guvernul le asumă prin răspundere, să combată evaziunea fiscală care a luat cu asalt țara noastră. Vreau să vă anunț cu tristețe, avem cea mai mare evaziune fiscală din Uniunea Europeană. Peste 10% din PIB, respectiv 160 de miliarde de lei. Aceste măsuri vin în contextul în care guvernul merge săptămâna viitoare în Parlament cu pachetul de măsuri fiscale, deficitul bugetar, dar și pachetul de combatere a evaziunii fiscale, în care e cuprinsă și taxarea veniturilor nedeclarate, mai exact de 70%, nu cu 16%, așa cum se întâmplă în prezent. Știți că dacă avem recomandări de la fondurile internaționale fiscale, putem lua anumite măsuri, nu putem lăsa o țară să ducă în prăpastie pentru că trebuie să fim predictibili. De aceea am încercat prin aceste dialoguri cu toată lumea să vedem care intră în aplicare din octombrie, care intră din ianuarie. Repet, vorbind de niște măsuri fiscale, nu de o reformă fiscală. Reforma fiscală, cu adevărat, e clar că trebuie dată din punctul meu de vedere, un an înainte de a fi pusă în aplicare. Premierul a precizat că situația trebuie să intre pe un făgaș normal și nimeni să nu se mai joace cu evaziunea fiscală și traficul de droguri, iar ministerele de resort au făcut mari progrese în ultima perioadă.
Aflăm în această dimineață câteva informații despre vreme, astfel încât să știm cu ce să ne îmbrăcăm și cam care vor fi schimbările din următoarea perioadă, pentru că eu zic că ușor-ușor toamna și intră în drepturi și e bine să ne informăm alături de Romina. Bună dimineața! Bună dimineața, Georgia! Să știi că mai vin câteva ploi prin mai multe regiuni ale teritoriului, dar temperaturile se mențin destul de ridicate. Maxima va urca până la 31 de grade Celsius, așadar vremea va fi caldă pentru această dată. Cerul va fi variabil prin vestul, sud-vestul teritoriului și parțial prin centru, dar și la munte mai apar nori, pe arii restrânse va ploua slabă, iar spre seară instabilitatea atmosferică se va manifesta prin înorări mai accentuate, averse locale și descărcări electrice prin Banat și sudul Olteniei. Așadar, cantitățile de apă vor depăși pe spații mici 15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, iar prin Carpații meridionali va fi ceva mai activ. Rafalele vor atinge viteze în general de 40-60 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade, se vor atinge prin estul Transilvaniei și vor urca până la 31 de grade Celsius în partea de sud a țării. În capitală se face mai cald decât ar fi normal, la amiază se vor atinge 30 de grade Celsius, va fi o zi însorită cu vânt domol, spre seară și la noapte norii se înmulțesc și cresc șansele de averse, iar mâine vremea va continua să se încălzească, maxima va ajunge până la 32 de grade Celsius. În prima parte a zilei vor fi ceva înorări, dar apoi cerul se degajează și apare soarele. Poi mâine temperatura atinge pragul de caniculă, se vor înregistra în jur de 34 de grade Celsius, norii apar destul de rar, iar vântul abia se simte. Ei bine, pe litoral avem încă o zi frumoasă și caldă, vântul are intensificări trecătoare. Maximele ating 26 de grade Celsius pe plajă și vor fi 23 de grade Celsius în apa mării. Atât pentru moment, ne revedem mai târziu cu noi informații. Dragilor, să știți că nouă ne place să fim foarte, foarte bine informați și mulțumim și Rominei pentru datele despre vreme, dar vorbim și despre vremuri. E bine pentru că există noi tehnici când vine vorba de procede anti-îmbătrânire și vrem să le cunoaștem în detaliu și vrem să ne facem și planuri totodată. Așa că le mulțumim pe această cale celor două doamne minunate care sunt alături de noi, doamna dr. Roxana Boholțea, medic primar obstetrică ginecologie și doamna dr. Angela Petre, medic specialist chirurgie plastică. Bună dimineața amândurora! Bună dimineața, bine v-am găsit! Vă mulțumim că ne-ați propus acest subiect și abia aștept să dezbatem împreună, pentru că sunt convinsă că sunt foarte multe doamne curioase și nu numai, pentru că înțeleg că și domnii beneficiază de câteva dintre aceste proceduri. Cu siguranță voi face introducerea ca de obicei, pentru că astăzi aș vrea să vorbim despre tinerețe fără bătrânețe și să începem cu procesul de îmbătrânire, care este un proces neomogen, el nu afectează toate persoanele de aceeași vârstă în egală măsură și nici măcar toate organele unei persoane ajunse la o anumită vârstă în aceeași măsură. Cred în progresele tehnologice, așa cum v-am obișnuit, iar progresele tehnologice în medicină au crescut extrem, au ajuns pe culmi odată și au deschis o ușă extrem de nouă și de importantă odată cu apariția tehnicilor de medicină regenerativă. Și profit de această ocazie pentru a desfința un mit. Procesele de îmbătrânire, care de fapt scad complexitatea și scad mijloacele de apărare și de adaptare ale organismului, ale tuturor organelor care îmbătrânesc și pielea se numără printre ele, ei bine, aceste structuri pot fi ajutate, pot fi remodelate, pot fi susținute astfel încât acest proces de îmbătrânire să fie lent, să fie frumos, toate aceste mijloace de proceduri anti-aging, nepropunându-și nici pe departe o distorsionare a esteticii. Acesta este mitul și pentru din acest motiv v-am adus-o pe cea mai îndreptățită să se găsească în platou și să ne vorbească despre aceste tehnici datorită specialității de chirurgie plastică pe care o are colega și prietena mea Angela Petre. Cred că nu întâmplător, doamna Petre, în această dimineață am revăzut o fotografie pe care o găsisem pe internet cu Cher și mama sa. Mama sa la 97 de ani și Cher la 73 de ani, niciuneia nu le dădeai mai mult de 50. Da, cu siguranță factorii genetici influențează foarte mult modul în care îmbătrânim și cele două doamne sunt într-adevăr norocoase, dar aici nu e vorba doar de pur noroc, ci probabil că există și foarte multă muncă din partea specialiștilor în spatele imaginii celor două.
Factorii genetici, din păcate, nu avem cum să influențăm în zilele noastre. Probabil că medicina o să progreseze în viitor și o să reușim să lucrăm și acolo. Dar avem niște factori de mediu sau factori care sunt mai ușor de influențat prin activitățile noastre. Sunt lucruri simple, la îndemâna oricui, care țin de alimentația sănătoasă, de scăderea nivelului de stres pe cât posibil, de o hidratare suficientă, de o odihnă suficientă. Și dacă ar fi să ne limităm la alege cel mai important factor dintre toți aceștia care influențează cu adevărat modul în care îmbătrânim, ar fi aici expunerea la soare. Și expunerea la soare nu e ceva ce ar trebui să ne sperie foarte tare, pentru că într-adevăr avem și efecte pozitive ale expunerii la soare, efectele psihice, ale luminii, ale timpului petrecut în aer liber, ne aduc foarte multe lucruri benefice pentru sănătate. Sintetizăm vitamina D expunându-ne la soare, dar în același timp trebuie să fim conștienți de riscul de cancer de piele și de îmbătrânirea prematură cauzată de expunere excesivă la soare. Și atunci recomandările ar fi să ne protejăm pe cât posibil cu haine de culoare deschisă și pe pielea expusă, care nu poate fi acoperită de către haine, să folosim niște creme cu protecție solară. Ar trebui să fim foarte atenți și la expunerea la ultravioletele de la solar, pentru că toată lumea vrea să fie bronzată, dar din păcate bronzul nu e egal și sănătate. Și în ultimul timp au apărut fel de fel de leziuni pigmentare care pot duce la cancere de piele în urma expunerii mâinilor la lămpile cu ultraviolet de la saloanele de manicură. Deci chiar și acolo trebuie să fim puțin atenți. Și altceva ce am mai putea să facem, e un lucru foarte, foarte simplu, să încercăm să aplicăm niște creme care să conțină ingrediente cu adevărat active și probabil că toată lumea se duce la magazin, încearcă să-și cumpere o cremă, avem sute, mii de variante din care am putea alege și dacă ar fi să alegem cu adevărat ceva care ne poate ajuta, acela ar fi retinolul din creme. Deci ar fi bine să învățăm să citim etichete în măsura în care reușim să înțelegem ingredientele. Dar dacă găsim undeva acolo scris retinol, probabil că acela este un produs bun. Astea sunt lucruri simple, la îndemâna oricui. Și dacă vrem să ducem puțin mai departe procesul acesta de prevenire al îmbătrânirii, ar trebui să ne adresăm unor specialiști în medicină estetică. Și rolul acestor ar fi să creeze niște programe de prevenție și de tratament al problemelor cauzate de îmbătrânire, adaptate fiecărui pacient în parte, pentru că nu îmbătrânim la fel. Așa cum suntem foarte diferiți și la nivelul feței și corpul ne e diferit și stilul de viață ne e diferit și modul în care îmbătrânim va fi diferit și atunci va trebui să fie foarte adaptat. Înțeleg că există multă particularizare când vine vorba de aceste procedee și fiecare om este diferit, are nevoi distincte. Aș vrea totuși să vă întreb care sunt procedeele principale cu care ne putem ajuta în perioada în care începem să sesizăm primele riduri, spre exemplu. Probabil că cele mai cunoscute și folosite de cel mai mult timp sunt toxina botulinică și acidul hialuronic. Și în privința toxinei botulinice, chiar dacă e de foarte mult timp pe piață și lumea a auzit de botox, încă persistă ideea că botoxul se folosește pentru mărirea buzelor, ceea ce aș vrea să subliniez că nu e deloc corect, ci are ca indicație tratamentul ridurilor de expresie. Botoxul este o substanță care relaxează mușchi, nu dă absolut deloc volum, deci nu umple riduri, nu deformează fața, nu dă volum feței pe nicăieri, ci pur și simplu relaxează mușchii care produc ridurile de expresie. Adică acei mușchi care se contractă când zâmbim, spre exemplu, și apar ridurile la coada ochiului sau când ne încruntăm și avem riduri între sprâncene, se pot trata foarte ușor cu botox. Pe de altă parte, acidul hialuronic ce face? Pentru că cred că de aici vine confuzia. Acidul hialuronic este o substanță pe care noi o avem în mod normal în piele și este responsabilă cu atragerea unei cantități de apă, deci produce hidratare foarte bună pe țesuturi, dă volum, dă aspectul acela plin pielii. Și în funcție de produsul pe care îl alegem, pentru că pe piață sunt foarte multe variante de acid hialuronic disponibil, putem să tratăm mai multe lucruri cauzate de îmbătrânire, de genul deshidratarea pielii sau pierderea de volum pe diverse zone, cum ar fi pomeții, tâmplele, poate cearcănele, de ce nu și buzele. Și aici mă gândesc în special la doamnele mai în vârstă, care cumva sunt speriate de ideea de a-și injecta acid hialuronic în buze, pentru că se tem de un efect nenatural.
Aș vrea să le asigur că se pot obține efecte naturale, foarte discrete, foarte frumoase, fără să deformăm trăsăturile și fără să ajungem în ridicol. Și dacă vrem să ne gândim și la efectul anti-aging pur, acidul hialuronic în combinație cu diverse vitamine, minerale, factori de creștere, în cocktailurile de mezoterapie care se injectează pe orice zona pielii pe care vrem să o întinerim, stimulează producerea de colagen și de elastină, dă luminozitate, oferă hidratare pielii, deci ne gândim și la un efect pur anti-aging. Există și tratamente de prevenire a apariției ridurilor, mă gândesc poate la un dermapen? Sigur că da, da. Dermapenul și, de fapt, procedura în sine se numește microneedling. Dermapenul este unul din instrumentele care se folosește pentru microneedling. Într-adevăr, creează niște microleziuni controlate la nivelul pielii, care ulterior, prin procesul de reparare al tegumentului, aduce o cantitate mare de colagen și de elastină și atunci avem un efect foarte bun de închiderea porilor, de îngroșare a pielii, efect pe ridurile fine, uneori pe acnee, pe petele pigmentare, într-adevăr, da, folosește dermapenul. Aș vrea să știu dacă există vreo ordine corectă a acestor proceduri. De exemplu, dacă avem pete pigmentare și ne dorim și estomparea ridurilor, ce tratăm prima dată? Putem să efectuăm o procedură de injectare de botox, iar dacă avem pete pigmentare și știm că vrem să rezolvăm și această problemă? Depinde de metodele de tratament pe care le alegem, pentru că sunt terapii care merg țintit pe problema respectivă, deci botoxul într-adevăr o să ne ofere un efect bun pe riduri, dar nu modifică niciun fel aspectul petelor pigmentare și atunci facem botox pentru riduri, iar pentru pete putem să aplicăm o cremă care să depigmenteze sau putem folosi un laser care să depigmenteze sau dacă vrem să țintim două probleme cu același mod de a le rezolva, putem merge într-adevăr pe lasere care să fie niște lasere ablative, deci să se exfolieze stratul superficial al pielii și atunci merge această problemă și pe riduri și pe pete. Sau putem încerca radiofrecvența fracționată, care și ea oferă ambele avantaje. Deci totul e să avem toate armele la îndemână, să știm cum le folosim, să știm ce își dorește pacientul și în felul ăsta reușim să oferim rezultate foarte bune. E foarte important să ne adresăm medicului și să alegem cea mai bună variantă alături de el. Vă mulțumesc, doamna dr. Boholțea, că de fiecare dată veniți și cumva înscrieți fiecare discuție pe care o avem în liniile Societății Române de Medicină Preventivă. Iată, s-a vorbit și despre prevenirea apariției cancerului de piele. Vă mulțumesc amândurora și vă aștept să mai povestim. Mulțumim și noi foarte mult pentru invitație. Mergem, dragilor, puțin și lumea astrelor acolo unde ne așteaptă Olivia cu câteva vești pentru ziua de azi. Bună dimineața! Berbecii sunt nemulțumiți, deoarece o călătorie în interes pentru studii se poate amâna. Nu este o zi benefică pentru călătorii în interes de serviciu, tot răul spre bine. Taurii inițiază schimbări în administrarea resurselor comune. Ar fi bine să-l anunțe și pe partener sau să ia deciziile împreună pentru a nu intra în conflicte inutile. Geminii sunt plini de inspirație și au inițiativă. Au satisfacții pe plan profesional și intelectual, dacă dau dovadă de perseverență. În plan sentimental, atmosfera este liniștită. Racii ar trebui să își menajeze sănătatea și să acorde mai mult timp odihnei. Multitudinea de probleme pe care trebuie să o soluționeze se va rezolva în timp. Leii primesc oferte de colaborare de nerefuzat. Un hobby se poate transforma într-o afacere care le poate oferi beneficii pe termen lung. Fecioarele reușesc să facă schimbările necesare în cămin, care contribuie la îmbunătățirea relațiilor cu partenerul de viață. Organizarea trebuie efectuată cât mai riguros. Balanțele sunt tensionate din cauza drumurilor scurte pe care le au de făcut. Să nu se lase copleșite, sarcinile se rezolvă cu bine. Scorpionii rezolvă probleme financiare care îi frământă de mai mult timp. Este posibil să li se propună mai multe colaborări care contribuie la îmbunătățirea situației financiare. Săgetătorii pot încheia noi parteneriate, însă dorința de independență ar putea crea neînțelegeri și tensiuni. Ar trebui să nu refuze întâlnirile de afaceri și să fie cât mai deschiși spre noi oportunități. Capricornii
trebuie să finalizeze anumite proiecte pentru a putea începe altele noi. Au predispoziție spre instabilitate și dezorganizare. Graba strică treaba. Vărsătorii sunt în formă și socializează mai mult. Pot întâlni oameni cu aceleași obiective și aceleași idei pe care le au și ei. În timp, pot construi prietenii frumoase. Peștii sunt în dilemă cu privire la statutul lor social. Primesc multe oportunități, însă nu știu ce să aleagă. Le recomand să fie hotărâți și să meargă într-o singură direcție. Dacă vreți să aflați mai multe din lumea astrelor, accesați contul de Facebook Alina Domnișor. Știți că de la noi aflați fel de fel de lucruri interesante, primiți și invitații totodată și iată că în trecut v-am povestit despre Muzeul Imersiv, primul de acest fel din București și avem parte de un live de acolo pentru că, iată, este cel de-al treilea live pentru colega noastră, Raluca Nenciu. Ea ne poartă în această excursie și de la ea aflăm mai multe. Bună dimineața! Bună dimineața, Georgia, bună dimineața tuturor! Iată că revin și astăzi cu noi informații din domeniul cultural, deoarece primul muzeu de artă imersivă din România este proaspăt inaugurat în capitală. Astfel, Museum of Immersive New Art nu este primul muzeu de artă imersivă deschis în România, mai exact la București, dar și cel mai mare centru de New Media Art din Europa de Est. Pentru a ne oferi astfel însă mai multe detalii despre acest muzeu, l-am astăzi lângă mine pe Andrei Nistor, cofondatorul muzeului. Andrei, bună dimineața! Cum a luat naștere acest muzeu? Bună dimineața! Noi am tot fost în diverse colțuri ale lumii unde există astfel de muzee, iar România era singura țară mai dezvoltată și din zonă care nu avea un astfel de muzeu și ne-am dorit mult să, ca concetățenii noștri să poată vizita astfel, un astfel de loc și în țară. Și am deschis acum o lună aproape porțile muzeului, prima oară cu spațiu imersiv în care vă aflați acum, în care sunt două show-uri și anume rulează Gustav Klimt și Lumea Apelor, pe care o vedeți acum, în care este vorba despre călătoria unui pește din Delta Dunării prin Marea Neagră și apoi pentru ca acesta să ajungă în ocean, unde ne și aflăm acum, după cum vedeți și culorile mai aprinse ale florei marine. La ce ar trebui să se aștepte vizitatorii atunci când păsesc în acest muzeu? Să se aștepte la o experiență inedită și imersivă. În același timp pot vedea și Mina Kids, zona de muzeu special făcută pentru copii, unde sunt peste 15 instalații unde aceștia se pot distra. Acea zonă a fost deschisă săptămâna trecută, în weekend, și ne bucurăm foarte mult să spunem că a fost full și sâmbătă și duminică și le mulțumim vizitatorilor noștri care au arătat mult interes de la deschiderea muzeului cu totul și până în prezent. Ce aduce nou acest muzeu pe piața culturală din România? În primul rând tot ce înseamnă spațiul imersiv în sine în care în care suntem acum, care îți dă posibilitatea cumva să te lași învăluit de arta digitală și în cealaltă zonă, în zona de copii, sunt mai multe instalații care cumva sunt și educative pentru copii, pe lângă modul de joacă pe care și-l doresc de fiecare dată să-l găsească într-un loc de joacă. Vorbește-ne puțin, te rog, despre următoarele proiecții pe care urmează să le vedem. Show-urile erau gândite inițial pentru 6 luni de zile, însă având în vedere numărul mare de vizitatori, ne-am răzgândit și cu siguranță vom face mai multe show-uri și mult mai dese. Ele sunt de fiecare dată, au fost făcute numai cu studiouri din România și sunetul și partea vizuală. Cum s-au raportat vizitatorii la experiența avută până acum în muzeu? Am avut feedback foarte bun și având în vedere că de la început până acum, în majoritatea zilor am fost sold out, cred că în sine este un feedback foarte bun. Știu că există și o zonă de joacă special destinată copiilor. Spune-mi, te rog, cum văd aceștia lucrurile pe care le găsesc aici? Când veniți data viitoare, ar trebui să filmăm și de acolo. O să vedeți că este o veselie maximă, continuă și foarte multă energie pozitivă. Îți mulțumesc tare mult și îți doresc mult succes în continuare. Este chiar într-adevăr ceva wow. Mulțumim!
Mulțumesc și eu, zi bună! Dragilor, cam atât de aici, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cât mai plăcută în continuare. Georgia, ne întoarcem înapoi la voi! Mulțumim tare, tare mult, Raluca, într-adevăr o experiență inedită și o invitație bine meritată pentru acest final de săptămână. Dar până atunci mai avem, să știți, încă o oră și jumătate aici la matinal și încă două ore mâine dimineață. Așa că eu zic să rămâneți alături de noi cât luăm o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem repede, repejor, să povestim și despre celelalte lucruri pe care le-am pregătit pentru voi azi.